Ați declarat dumneavoastră că în 10 ani eu nu o să recunoașteți Adam. Deci nu veți recunoaște și da, susțin chestia asta cu tărie. Deci nu se va recunoaște Adam Plisiu. Adam Plisiu, v-am spus, va trebui să devină emblema județului, o comună de frunte și bine văzută și în exterior. Așa să fie. Domnul Dumitru, vreau să discutăm puțin de cum decurge campania la dumneavoastră. Cunoaștem că aveți 7 cu dumneavoastră, da, 6 contracandidați plus dumneavoastră. Cum decurge campania? Sunt foarte mulți candidați la primăria Adam Plisiu. Este o campanie electorală ca toate campaniile electorale, ce pot să spun? Le urez succes candidaților. Le urez succes, dar cum decurge campania? Este o campanie liniștită? A, nu, niciodată. Niciodată se nu este. În stânga și în dreapta? Niciodată nu este o campanie. Dar dumneavoastră este altfel. Niciodată nu este o campanie liniștită, nicăieri o campanie electorală. Îmi doresc o campanie electorală bazată pe proiecte, pe discuții cu cetățeanul, de unde poți obține sugestii, foarte multe dintre ele să le poți aplica ulterior. Doresc o campanie, nu pot să spun liniștită, e normal că fiecare își expune, punctul lui de vedere, dar fără răutăți, fără să aruncăm săgeți. Fără săgeți. Vreau să luăm fiecare contracandidat puțin în parte, să-mi spuneți câteva cuvinte. Vreau să discutăm puțin despre doamna Mariana Petruț, care acum este candidatul Forței, din partea Partidului Forței Drepte. Nu știm că a plecat de la PSD înainte, nu știu, acum maxim o lună de zile. Ea cumva trebuia să fie candidatul PSD-ului, nu s-a întâmplat, a plecat din țara Forța Dreptei. Câteva cuvinte despre doamna Mariana Petruț. Doamna Mariana Petruț este responsabilă la muzeul, la complexul istoric din localitate. Ce pot să spun? Este o fată inteligentă și, mă rog, problemele de partid sunt problemele dânșilor. Sigur. De fapt, problemele de partid sunt ale fiecăruia în parte. Atât, ce pot să spun? Domnul Floca Ionuț, PSD? Domnul Floca Ionuț de la PSD este un întreprinzător din zonă. La fel, îi urez succes. Da, aici este un mister, domnul Șerbănescu Silviu, USR. Este fostul soț al doamnei primar Șerbănescu. Da, da, de ce a vrut domnul Șerbănescu să candideze la funcția de primar, ținând cont că dumneavoastră din 2021 ați preluat frâiele comunei, ținând cont că ați avut o relație bună cu doamna primar, de ce domnul Șerbănescu a luat această hotărâre? Este opinia dânsului și ce pot să spun? Nu știu, adică am idee, dânsul probabil a avut mai mult în sondajele de opinie, eu am ieșit cu un procent mai mare și am fost desemnat de partidul meu, de Partidul Național Liberal. Dânsul a fost în PNL. Bineînțeles. Și, mă rog, s-a mers la USR. A mers la USR să poată candida. Cred că se poate candida, cred, nu știu. Adică, da, nu cunoașteți motivele, dar nu cunosc motivele, ce se știe. Dânsului. Nu am nicio problemă, deci nu. Chiar nu. Da, văd că și așa trebuie să fie o campanie pașnică, dumneavoastră stăți un pașnic, nu aruncați cu săgeți și acesta este un lucru foarte bun. Chiar doresc tuturor să fie așa. Da, bun, da. Bun. Și în primul rând pentru oameni. Pentru oameni. Că până la urmă oamenii sunt cei, cei care beneficiază de tot ceea ce faci tu în perioada mandatului respectiv. De 8 ani s-a schimbat localitatea, s-a schimbat comuna. În ce sens? Cum arăta comuna Adam Plisiu acum 8 ani de zile și cum arată acum? Să facem așa o scurtă paralelă. Deci se vorbea gardul înainte. Acum se vede, s-au făcut proiecte, s-au asfaltat străzi, s-au... Deci se modernizează pe zi ce trece. Avem o groază de oportunități pe care putem să le folosim în interesul cetățeanului. Având de școala profesională în Adam Plisiu, tinerii din localitate
merg la studiile din această școală profesională sau aleg să plece în altă zonă? Aleg, da, aleg. Sunt și tineri care pleacă să studieze la un liceu, pentru a termina un liceu și urma o facultate. Avem tineri care vor să se întoarcă. Chiar ieri am discutat cu un cetățean, un vechi prieten cu care am lucrat împreună înainte și are două fete care lucrează în Anglia. Una dintre fete este profesor acolo în Anglia, a mai făcut o facultate și și-a echivalat studiile la Cambridge și vrea să întoarcă în Adam Plissé. Un câștig extraordinar pe care trebuie să-l fructificăm. Aveți în plan un lucru, ceva care să puteți să-i atrageți pe tinerii care au plecat sau tinerii care sunt acum și să nu plece, să rămână în Adam Plissé? Sigur, atragerea unor investitori. Sunt convins că cu domnul Mitroi voi reuși. Am văzut că dumneavoastră le simpatizați foarte mult pe domnul candidat la Consiliul Județean. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Florin Mitroi este un om al oamenilor. Un om din popor. Din popor. Exact cum. De acolo este dragostea asta dintre noi doi. Și eu sunt tot din popor. Și sunt foarte apropiat oamenilor. Trebuie să sari în ajutorul lor, indiferent ce se întâmplă. Sunt cazuri când dânsul era primar la... sau este încă primar, da. La Valul lui Traian. Și ne certam pentru un grup electrogen acum iarna aceasta, când au fost o problemă, au căzut stâlpii. La Adam Plissé chiar a fost o situație destul de... De vigilia aceea, da. A căzut rețeaua de medie tensiune, nu aveam apă în localitate și cu ajutorul ISU am adus două grupuri electrogene, autogrupuri mari, care, mă rog, au putut alimenta pompele cu... Și dânsul avea o problemă de genul și, mă rog, adică totul pentru oameni. Vedeți, de acolo pleacă aprecierea, face orice, orice se poate ca să poți asigura confortul oamenilor. Deci a fost o situație destul de critică, foarte critică. Vă pot spune că atunci, o săptămână... Da, au fost foarte multe situații. Nu știu câte ore am dormit acasă. Da. Dar s-au rezolvat problemele, s-au uitat. Adică eu le-am uitat. Atât timp cât s-au rezolvat și s-au rezolvat cum trebuie să și uităm, că altfel nu ne încărca cu ele. Da. Domnul Dumitru, la final de interviu, aș vrea să transmiteți un mesaj locuitorilor din Adam Plissé. Doresc să fie conștienți că aceste alegeri sunt cruciale pentru următorii ani, pentru următorul mandat. Doresc să aleagă nu numai cu sufletul, să aleagă cu conștiința, să aleagă pentru copiilor, să aleagă pentru un viitor al comunei. Și ce mesaj să le transmit? Eu îi iubesc. Eu îi iubesc. Și v-am spus, există... Eu merg pe premiza aceasta. Încerc să dau societății ceea ce ea mi-a dat înainte. Ceea ce mi-a oferit și vreau o să... recompensă. Și da, și vreau să las ceva în urma mea. Este normal. Știți, v-am spus, am lucrat în viticultură. Zona unde am lucrat, la Adam Plissé, la EAS, nu mai este vie momentul acesta, este teren arabil. Cei care se duc acolo spun și acum, unde mergi? La babul la fermă. Asta e o porecă. La babul la fermă. Da. Și vedeți, am lăsat acolo o amprentă și asta e o mândrie.
Pot spune că am o relație bună și cu biserica și cu celelalte instituții din zonă, din comună. Da. Și caut de așa manieră ca toate să ajungă la om, la beneficiul omului, la starea lui de bine. Da, e foarte important să concepe la starea sigur omului că da. De bine. Sigur că da. Am implementat și la liceu un program de masă sănătoasă. Avem Peneras 2, împreună cu directoarea, o fată de mare viitor, unde o să avem un balon pentru sport, avem cabinete de, deja echipamentul l-am și luat. Cabinete pentru TIC, pentru, da. Adică pentru informatică, da. Cabinet, de fapt laboratoare. Laboratoare de informatică, da. Sigur că așa se numesc, laboratoare. Laborator de fizică, de chimie, biologie, deci plecăm în față, cu un pas în față. Mergem înainte. Mergem înainte. De asemenea, pentru turism, avem câteva pensiuni în zonă, 3 pensiuni, urmează, din informațiile mele, să se mai construiască. Să se dezvolte. Să se dezvolte. Foarte bun. Mai departe, am o livadă de duși, acolo o localitate. Zicam pentru că sunt acolo, da, da, sunt da, da. Al locului. Aia este a localității, noi am a localității, da, da, da. Nu a mea. Da. A nu se înțelege. Da. Pe care vreau să o transform într-un parc, într-un mare parc, cu parcări pentru rulote, pentru campare, pentru corturie, cu zonă de grătare, cu zonă de joacă pentru copii, cu alei, cu lumini ambientale, o nebunie. Vă doresc nebunie. Mult succes! Și să reușiți să îndepliniți toate proiectele în cazul în care să veți spun? Fi ce să le spun oamenilor? Votați-mă! Domnul Dumitru, mă bucur mult că ați venit la noi în emisiune. Vă doresc succes! Eu mă bucur mult că am avut o discuție cu dumneavoastră destul de interesantă. Da. Și am putut să spun ceva despre Adam Clisi. Oriunde merg, spun cu mândrie că sunt din Adam Clisi. Și să știți că mă mândresc mult de tot, adică am sufletul așa îmi tremură când spun că sunt viceprimarul cu atribuții de primar, mă rog, al acestei localități, că am condus destinele oamenilor ăștia 3 ani. Doresc să le conduc și în continuare. Acum revin la aceeași chestiune. Votați-mă și voi conduce. Mult succes! Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!